momentul de față ne aflăm în stația Orizont. Este una dintre cele 6 stații care sunt deja finalizate din cele 10 aferente acestei magistrale. Celelalte sunt în proporții realizate între 75 și 90%. Este o secțiune nouă, finanțată din fonduri europene, cu 10 stații, inclusiv un depou, având o valoare totală de aproximativ 380 de milioane de euro fără TVA, care se va finaliza în 2020 și va transporta peste 20 de milioane de călători anual. Pe zi, în jur de 65.000 de călători. Costache, anul viitor se vor finaliza toate astfel încât să putem să circulăm și să putem să dăm cartierului Drumul Taberei un transport civilizat, un transport ecologic, așa cum este metroul. Din fericire am reușit împreună cu Comisia Europeană să introducem acest proiect în cadrul programului operațional de transport și finanțarea europeană a permis practic reluarea lucrărilor și finalizarea lui și obținerea rezultatului până la urmă de a se transporta pasagerii, călătorii din cartierul Drumul Taberei către centrul orașului.